Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Aparent, tinerii din generația Z dezamăgesc managerii, cel puțin când vin la angajare. Generația Z sunt cei născuți în anii 2000-2010. De fapt, este 97-2012, așa este considerată generația... Cât? Z. Z. 1997-2012. Persoanele născute în acest interval. Nu știu de ce era, nu e precis. Era convins că în 2000. Da, și eu credeam la fel, 2000. Dar aparent nu. Mm-hmm. Nu știu de ce, trebuie să întrebăm un sociolog, antropolog, care este treaba, demograf. Și ăștia de acum cum se cheamă? Păi ăștia sunt generația Z, care sunt tinerii adulți, născuți în 2000-2010, au devenit tineri adulți, nu? Și se duc la angajare. Înainte erau milenialii, născuți între 81-96. Da. Mai devreme, generația X. Noi. Anii 65-80. Eu sunt generația X. Da, noi suntem X. Noi suntem generația X, da? Da. Mai devreme sunt boomer și... Ok, boomer. Boomer și sunt ăia născuți după 55-64. După război. Oarecum după război. Bun, revenind. Mai mult de două treimi dintre managerii americani evită să angajeze tineri din generația Z, adică tinerii adulți, cei care intră acum în câmpul muncii, cum se zice, din cauza comportamentului nepotrivit al acestora la interviuri. Adică ce fac? Mă stecă boomer, ce fac? Fiți atent. Peste jumătate dintre angajatori. Într-un studiu citat de publicația Adevăr. Peste jumătate dintre angajatori au declarat că recruții tineri au dificultăți în a menține contactul vizual în timpul interviului. Adică se uită pe perezi, nu se uită la tine când vorbești cu ei. Ai senzația că n-au venit la tine, știi? Da. Alo? Măi, cu tine vorbesc, da. Se uită în altă parte. 50% au spus, dintre manageri, au spus că acești tineri cer compensații nerezonabile, adică salarii. Dar câți bani îmi dai? Păi atât, e prea puțin. Vreau de 3 ori mai mult, știi? Da, dar ce știi să faci? Nimic, dar o să învăț. Da. Aproape jumătate dintre manageri spun că acești tineri au apărut într-o ținută nepotrivită. Iar aproape 20% dintre manageri, unul din 5, au declarat că tinerii respectivi au venit la interviu de angajare însoțiți de părinți. Asta chiar e surpriză. Sunt de părinți. Luca a venit la fel pentru știrile din sport? Da. Da. Dar nu-mi dau seama dacă... Băi, nu-mi dau seama dacă tinerii aceștia care au venit însoțiți de părinți, unul din cinci, nu? Băi, asta e o glumă, nu cred. Nu, serios, dar nu-mi dau seama dacă părinții au venit să-i încurajeze sau să-i forțeze. Să-i ducă să scape de ei. Hai să vă angajați-mi. Hai să ne angajăm o dată, că m-am săturat, eliberează camera. Vă rog frumos, luați-mi-l. Da. Cei care sunt totuși angajați par să se enerveze foarte ușor și să cedeze prea repede la sarcinile de serviciu mai dificile. De exemplu, Jodie Foster, mare actriță Jodie Foster. Mm-hmm. Da, o știți, din tăcerea mailor, dacă... Da, acum HR la o companie... Nu e HR, dar lucrează și ea, evident, în echipa ei cu diverse persoane și se declară și ea dezamăgită de generația Z. Într-un interviu acordat pentru The Guardian, Jodie Foster spune așa, că a întâlnit în rândul lor atitudini greu de înțeles față de muncă. Și de exemple, sunt atitudini de genul, citez, nu mă simt bine azi, o să vin pe la 10 jumate, mâine dimineață. Sau în e-mail-uri, le spun, Jodie le zice, ai scris greșit, totul e incorrect din punct de vedere gramatical. Nu ți-ai verificat totuși ortografia? Băi, asta e o chestie pe care și eu o remarc, nu știu dacă am îmbătrânit sau ce Dumnezeu lui se întâmplă, dar nu mai scrie nimeni corect românește, aparent nu mai scrie nimeni corect românește pe rețelele sociale. Și nu e vorba că îți scapă o literă sau o cratimă pe aici, pe acolo, sau pui o virgulă aiurea, că na, îți mai scapă. Nu mai există niciun fel evident, de interes da. Pentru a scrie corect. Lumea dar cu cratimele și chicaterincă, deci că face cineva la mișto. Da, exact. Deci sunt puse gen... Și virgulele spuse. Dom'le, hai să aș pune 3-4 cratime în paragraful ăsta, hai să vedem pe unde... Să fie. Da, și răspunsurile sunt, da, de ce aș face asta? Adică de ce aș scrie gramatical corect? Nu e un fel de limitare? Adică îi cenzurezi cum ar veni? Cum, adică mă limitez pe mine, scriu cum vreau eu, e dreptul meu, e libertate, nu? Nu știu dacă o să mai prindem noi chestia asta, dar cred că o să ajungă și momentul în care o să scrie fără cratime, fără virgule, fără, pur și simplu, la liber. Eu sper că nu. Ca dar, apropo de tinerii aceștia, cum îl chema pe colegul ăla al nostru, mă țin minte, Zaf, că m-am angajat eu cu 10 ani. Așa. Și aveam un breaking news. Pe vremea aia încă mai speram că se pot face breaking news în deșteptarea. Cred că Ciprian. Și mai erau reporteri, da, la știri. Și era o grevă la metrou, o grevă neanunțată.
Și am zis, mamă, să trimitem un reporter să facă o relatare în direct. Da, așa. Cine e reporter? Păi domnul ăsta, băiat. Și a venit reporterul în studio, zic, bă, du-te repede la metrou și fă o relatare de acolo. Și a zis, ok, și cine îmi dă mașină să mă duc până acolo? Cum? Am crezut că m-am apoplexie pe loc. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.